Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin încununează perioada Sfântului și Marelui Post cu un turneu muzical prin țară dedicat Săptămânii Sfintelor Pătimirii. Spectacolul oferit este întregit de momente teatrale susținute de actorii Corneliu și Pavel Ulici, precum și de intervențiile muzicale ale copiilor din corurile programului național Cantus Mundi. Itinerariul formației corale a început în data de 29 martie la Bacău. Turneul național se înscrie în programul aniversar Madrigal 60, care marchează anul acesta 6 decenii de activitate neîntreruptă pentru Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Spectacolul prezentat include, pe lângă muzică, proiecții video și de lumini, precum și momente teatrale. Până acum, corul a susținut concerte în Bacău, Iași, Târgu Mureș și Brașov. Acest turneu extraordinar al corului Madrigal vine împreună cu doi actori extraordinari, frații Ulici, care sunt deja parte din echipa noastră pentru acest proiect, Pascal. Cum ați gândit acest proiect? Ce repertoriu abordați? Este vorba despre ultima săptămână din viața lui Isus, este vorba despre patimile prin care trece, despre suferințele umane și renașterea umană. Muzica este și românească, deopotrivă și internațională, sunt alese în așa măsură încât toate aceste sentimente să fie devoalate. Avem o parte decupată din Prohod, iată ceva tradițional, alături de 3 variante de Tatăl nostru, care sunt în 3 stiluri total diferite și începem printr-un limbaj african, apoi trecem printr-un limbaj modern în latină, dar este un compozitor italian, Zanetti, și revenim la spiritualitatea profundă românească prin Tatăl nostru, în aranjamentul lui Dan Goia, dar pe muzica lui Anton Pan. Iată, avem și vechi și nou, avem și profund și înălțător. Cred că toți cei care ne vor fi alături vor avea motive să plângă, să se simtă bine, să mediteze, să se roage și alături de noi să simțim un pic acest moment care ne curăță sufletele. Ultimul concert din cadrul turneului va avea loc în data de 13 aprilie la Sala Palatului din București.